Două anchete diferite privind corupția din Vâmi au fost deschise de procurorii DNA, respectiv ofițerii DGA. În prima este vizat chiar directorul regionalei Vamale București, suspectat că ar fi primit bani de la mai mulți oameni de afaceri străini care aduceau în țară bunuri contrafăcute. Iar 47 de angajați de la Vama Nădlac sunt suspectați că și ei luau mită de la șoferii de tir prinși cu nereguli. Procurorii anticorupție însoțiți de jandarmi au percheziționat la prima oră locuința și mașina lui Paul Petrov, directorul regionalei Vamale București. Surse apropiate anchetei susțin că acesta ar fi fost filmat în timp ce primea sume de bani cuprinse între 600 și 12.000 de euro de la cetățeni străini turci sau chinezi care aduceau în capitală bunuri contrafăcute. În schimbul banilor, aceștia ar fi beneficiat de protecție și scăpau de controle. Domnule Petrov, de câte ori ați luat mită? Procurorii au căutat dovezi și în biroul directorului și au organizat 18 percheziții la sediile unor firme și angajați din Ilfov, Dâmbovița și Giurgiu. Direcția regională condusă de Paul Petrov are în subordine 15 birouri Vamale. Două dintre acestea se află la aeroportul Otopeni și ar fi fost vizate anul trecut de o altă anchetă a procurorilor, după ce un om de afaceri care deține acolo mai multe magazine de tip duty free l-ar fi denunțat pe Paul Petrov că i-a cerut mită, astfel încât să-l scape de anumite controle ale agenților Vamal. Anchetatorii nu au luat atunci nicio măsură împotriva lui Petrov. Și ofițerii DGA au desfășurat mai multe percheziții în Vama Nădlac 2. 47 de angajați ai Agenției de Încasări și Control au fost ridicați, unii de acasă, alții direct de la serviciu pentru luare de mită. Aceștia sunt suspectați că cereau șpagă de la șoferii de tir care treceau pe la cântar. Câte un 10-15 de ori dădeau băieții. Pentru ce se dădea? Să te bagi în față, să nu stai la rând. Prima sesizare a fost făcută în luna noiembrie 2022 la DNA de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Suspecții treceau cu vederea neregulile privind greutatea transportului. Pentru infracțiunea de luare de mită nu am reușit să vedem dosarul, am formulat o cerere în acest sens. După descinderile ofițerilor DGA, Vama Nădlac 2 a fost aproape goală. Obișnuitele cozi de tiruri au dispărut. Toți suspecții au fost duși la sediul DGA din Arad pentru audieri.